venit în Bucureștiul tomnatic. Mi-am dat seama că în ultima vreme nu prea am mai folosit ochelarii ăștia. Nu știu ce s-a întâmplat, dar încă i-am, încă îmi plac. Și sunt aici pentru voi. A venit toamna peste București, n-am uitat de ochelarii ăștia și astăzi vorbim despre apartamente. Eu tot caut în ultima vreme, mă uit așa să văd care mai e treaba în piața asta de imobiliare, știi? Pentru că mă gândesc că la un moment dat o să fac și eu pasul ăsta să-mi cumpăr un apartament. Nu e ceva ce mi impun să fac neapărat acum, dar pe un termen mediu mă gândesc să fac pasul ăsta și vreau să fiu la curent cu ce se întâmplă în piața de imobiliare și tot mă uit după anunțuri și să văd ce mai apare, ce se mai întâmplă. Mi-am dat seama de o greșeală pe care o fac, și anume faptul că nu știu exact ceea ce vreau. Adică mă uit la fel și fel de tipuri de apartamente și nu-mi dau seama dacă vreau să fiu un apartament confortabil, dacă vreau să fiu un apartament într-o zonă mai bună sau dacă asta contează pentru mine. Nu țin cont de criteriile astea și făcând treaba asta, căutarea mea devine destul de haotic și cred că asta e un prim pas, alegi o categorie de apartamente spre care țintești și cumva asta e și ideea videoului de astăzi, ce apartament să cumpăr. Vreau să-mi dau seama ce tip de apartamente e potrivit pentru mine și o să mergem astăzi în 3 zone din București, în 3 cartiere, eu zic cu multă plimbare. O să intrăm în 2 din apartamentele astea și o să vorbim și cu Bogdan, un proaspăt proprietar, și o să vedem ce părere are, care e experiența lui. Și în același timp vă rog și pe voi să împărtășiți și experiența voastră, adică care au fost criteriile voastre în căutarea sau care sunt criteriile voastre în căutarea unui apartament, la ce vă uitați voi și ce vedeți voi ca avantaje și dezavantaje în categoriile de apartamente pe care o să le prezentăm aici. Poate voi vedeți lucruri pe care eu nu le văd, poate la voi contează lucruri pe care pentru mine nu contează foarte mult și vreau să aflu și părerile voastre astfel încât să pot să-mi formez și o opinie și mai bună. Videoul de astăzi a venit în parteneria cu cei de la Imoradar24. Imoradar24 e site-ul de imobiliare pe care eu îl folosesc ca să mă uit în piața de anunțuri și e singurul site din România în care anunțurile sunt verificate de telefonic. Am fost la ea, la call center acolo și am văzut că au o echipă de oameni care asta face, sună proprietarii să se asigure că anunțul nu e scam, că nu e o făcătorie, că anunțul este pe bune. Pe lângă asta e și toate anunțurile de pe toate site-urile din România și elimină duplicatele prin inteligența artificială. Un produs pe care eu îl folosesc și mă bucur să-l dau mai departe și mă bucur pentru parteneriatul ăsta, pentru că a ieșit un video șmecher și acum trecem la treabă. Deci avem 3 tipuri de apartamente de văzut în București și astăzi multă plimbare și chiar acum plecăm. Go! Primul tip de apartament în care poți să te muți e tipul ăsta de apartament clasic, cum îmi place mie să-i spun. Sunt blocurile construite predominant în perioada comunistă. Blocurile și cartierele care îți vin în minte când te gândești la București și, în general, au un aspect destul de neplăcut. Până să intrăm în detalii despre bloc și să vedem cum arată un astfel de bloc, vreau să vorbesc puțin despre cartier și zona în care te poți muta. Cartierul pe care l-am în spatele meu și pe care l-am ales ca exemplu pentru video de astăzi se numește cartierul Crângaș. E o opțiune foarte clasică pentru oamenii care vor se mute în prima lor casă și e o opțiune destul de accesibilă care oferă multe avantaje. Și de departe, cel mai mare avantaj e faptul că ești bine conectat cu orașul. Nu ești într-o zonă centrală, nu ești deloc aproape de centru, dar ai acces la metrou, ai acces la mijloace de transport în comun care te pot duce acolo unde ai nevoie în jumătate de oră maxim. 41 la trece chiar acum popularul tramvai 41. Mare avantaj pe care îl oferă un astfel de cartier e că îți oferă tot ce ai nevoie. Există luxul ăsta de a avea magazin la scara blocului. Există luxul de a avea o piață aproape. Există luxul de a avea absolut tot ce ai nevoie. Ai sucursale pentru bănci, ai farmacie, ai amanet, ai magazine de instalații, restaurante. E un cartier care în general le are pe toate și nu e nevoie să conduci neapărat să mergi până într-un mall sau într-un loc mai depărtat. Totul este la îndemână și cu o disponibilitate foarte mare. Sunt multe farmacii sau magazine non-stop. Faci o investiție și te muți într-un cartier pe termen mai lung, pe 20 de ani să zicem, te gândești și la o familie și atunci e un mare avantaj faptul că într-un astfel de cartier există grădinițe, există școli unde la un moment dat viitorii tăi copii poate să meargă, știi, poate să fie cumva aproape de casă, poate să ducă singuri și nu trebuie să investești neapărat timp în treaba asta, să mergi până în partea cealaltă orașului sau să mergi o oră ca să duci copilul la școală, știi. Și probabil un ultim avantaj de care sunt foarte entuziasmat e că un astfel de cartier îți dă șansa să nu ai o mașină. Te poți descurca cu mijlocul de transport în comun, ești destul de aproape cât să folosești o bicicletă sau o trotinetă electrică și nu ai nevoie neapărat de povara unei mașini. Să nu mai spunem totuși că acum intrăm în zona de dezavantaje și cartierul ăsta e destul de aglomerat, e greu să găsești un loc de parcare. Probabil cel mai insuportabil lucru într-un astfel de cartier e aglomerația și agitația asta din jur. Cartierele de genul sunt străbătute de arterele astea mari ale Bucureștiului care sunt pline de trafic, mai ales în orele de vârf. E o aglomerație incredibilă. Pe lângă asta se adaugă și poluarea cu
gazele de eșapament de la mașini și mai mult decât atât poluare fonică. Pe străzile de aici trec ambulanțe, trec mașini, buiesc lucrurile în jurul tău și e efectiv un balamuc. Un balamuc cu central, cum îi place lui Marius să zică. Și are perfectă dreptate. Nu vrei să fii prins la ora de vârf în traficul din Crângaș sau în traficul din București, nu contează unde ești. Nu vrei să faci asta. Făcând parte din categoria cartierelor vechi, zona este destul de înghesuită, adică blocurile sunt destul de apropiate unele de altele. S-a optat foarte mult pentru a pune cât mai multă lume într-un singur loc. De multe ori lasă senzația asta că lucrurile au fost improvizate din nevoie, din necesitate, decât să fie gândite cu cap dinainte. Lucru care zgârie pe ochi când te uiți. Și blocurile, dacă vă uitați, sunt destul de vechi, au un aspect destul de neplăcut. O să mergem acum să intrăm într-un astfel de bloc, să vedem cum arată un apartament. Că la intrare se vede grileajul ăsta clasic de ușă învechită și bloc învechit și interfon de al copilăriei. Nu știu ce trebuie să sun. 8. E cineva care nu știe sunetul ăsta. Un bloc de 4 etaje care nu are lift și ăsta e tipul de scară pe care îl obții. În mentalitatea românului e chestia asta că ce e în apartamentul tău trebuie să fie bine, ce e pe casă scrie în spațiu comun. Nu mai contează. Și asta se reflectă foarte mult în blocurile de aici. Uite, deci tu ce condiții. Așa arată un astfel de apartament. Ne aflăm într-un apartament din ăsta clasic, din cartierul Crângaș, un apartament cu două camere, care este destul de spațios, destul de generos din punct de vedere al spațiului. Există o bucătărie care e destul de mare, după cum se vede. Există sufrageria, din nou, foarte încăpătoare. Mai există încă o cameră, frigiderul aici pe hol și baia. E tipul ăsta de apartament care are compartimentarea veche, adică nu merge pe modelul open space, camerele sunt bine definite, încăperile sunt bine definite, dar în același timp poate să ofere confortul unei cămine. Un dezavantaj pe care îl are totuși este că atunci când te muți, de obicei nu ești primul proprietar. Ideea e că un apartament de genul vine cu toate dotările pe care le-ai vrea, are gresie, are faianță, e zugrăvit, e curat, poți să spui că e curat, poți să spui că nu ți-e jenă să stai în el, din contră, e chiar confortabil. Dar se simte o amprentă a trecutului prin modul în care este decorat. Și dacă vrei să te muți, achiziționezi un astfel de apartament, probabil vei dori să crești puțin gradul ăla de confort, să-l racordezi cu prezentul și atunci va trebui să pui ceva bani din buzunar, pentru că uite, spre exemplu, poate nu-ți place ce tipul ăsta de vopsea, va trebui să investești ceva bani să schimbi lucrurile astea, va trebui să investești ceva bani să schimbi ușa asta sau să îmbunătățești pervazul ăsta. Altfel, în apartamentul ăsta e foarte liniște, nu se aude vuietul cartierului pentru că este undeva între blocuri. Legat de vecini, ce aș adăuga pentru apartamentul ăsta e că se practică bătaia în țeavă. Adică vecinii sunt destul de sensibili, sunt și oameni în vârstă și pereții apartamentului, construcția blocului pare că propagă gălăgia destul de ușor. Un alt dezavantaj pe care l-aș punctea e faptul că de multe ori ai probleme cu administratora, știi? Și administratorii pe scările astea de bloc mai vechi sunt destul de arțăgoși, așa ți-a de tine, lucru care nu e neapărat plăcut. Și prin comparație o să vă prezint în video ăsta un alt apartament, un apartament construit după 2010 și o să mergem imediat și acolo. Dar până una alta, mergem la al doilea tip de apartament pe care poți să-l ai. Probă de păr, să vedem cum îmi stă părul, ia să auzim. Al doilea tip de apartament pe care poți să-l cumperi vine cumva ca o soluție pentru toate dezavantajele care se regăsesc în prima categorie. E vorba de apartamentele din complexuri rezidențiale aflate la marginea Bucureștiului, unde mai e mult de muncă, mai e mult de amenajat, dar lumea începe deja să se mute și clădirile apar și oferă multă prospețime în peisaj. În spatele meu sunt blocurile dintr-un astfel de cartier rezidențial. Vedeți că sunt câteva blocuri care sunt gata construite și în care lumea deja a început să se mute și oamenii locuiesc aici. În același timp sunt și câteva blocuri în construcție. Cum spuneam, lucrurile aici sunt opuse față de primul tip de apartament, adică în loc să ai agitație și aglomerație și poluare fonică, aici obții exact invers, obții liniște, obții spațiu, ai loc să tragi aer în piept, să te bucuri. De asemenea, și blocul ăsta arată destul de bine, arată modern, îți încântă ochiul cu privirea. Trecând mai departe la categoria vecini, aici nu prea întâlnești oameni în vârstă, pentru că aici se mută oamenii tineri, să zicem, oamenii care sunt la început de drum în viață și astfel obții o comunitate cu vibe destul de energic, ceea ce pentru mine personal e un avantaj. Hei, bun! Hei, te urmăresc pe YouTube! Super tare! Ce faci aici? Bine, fac un video... Nu, fac un video cu tipuri de apartamente și... Ok, spor la treabă! Pa, pa! În același timp, fiind blocuri noi, ai și avantajul de a fi primul proprietar al apartamentului. Practic e al tău de la început și știi că numai tu ai fost acolo. Dacă judecăm strict după confort, obții un preț mai bun pe metru pătrat, datorită zonei totuși mai depărtate și mai puțin dezvoltate. Și aici intrăm în dezavantaje. Și un prim dezavantaj este distanța mai mare. Ai nevoie de mașină. Un alt dezavantaj e că nu mai poți să te bazezi pe mijloace de transport în comun. Mașina devine
obligatorie. Te muta într-o zonă de genul presupune o investiție pe termen mai lung. Multă lume poate cumpăra apartamentul când încă nu e gata. Spre exemplu, blocul ăla se află în construcție și oamenii pot să cumpere direct la dezvoltator apartamentul, dar nu vezi produsul final, nu vezi exact cum arată apartamentul în care o să te muți. În felul ăsta poți să vii pe șantier să te asiguri că tot ce se construiește aici e de calitate, că e ok. Și astfel faci o investiție pe termen mai lung, și din punct de vedere al apartamentului, dar și din punct de vedere al zonei când te muți într-un astfel de cartier, pentru că zona asta nu e dezvoltată la maxim și e o zonă care se dezvoltă în timp, adică nu sunt foarte multe puncte de interes, nu sunt foarte multe magazine în jur, grădinițe, școli, dar în timp, pe măsură ce mai mulți oameni vin și pe măsură ce se dezvoltă, lucrurile o să devină și mai bune și atunci crește și valoarea apartamentului pe care îl cumperi și de asta e mai mult o investiție pe termen mai lung, dar care implică și un mic risc acolo, trebuie să admitem treaba asta. Mulțumesc mult! Credere. Ok, am ajuns undeva în București noi, un cartier relativ nou din București și un cartier care cumva prin ceea ce oferă îmbină primele două opțiuni. Ce vreau să spun prin asta e că te afli într-o zonă care e liniștită, e departe de haosul al orașului, de haosul aglomerației și e o zonă care e destul de dezvoltată, care atinge punctul maturității din punctul de vedere al resurselor pe care le oferă. În același timp, blocurile sunt destul de noi și ai avantajul că poți să vezi produsul final înainte să-l cumperi. Cartierul ăsta București noi a fost dezvoltat și într-o manieră mult mai aerisită, adică pe mai mult spațiu, fără să fie îngrămădeala aia și anxietatea aia dată de betoanele înalte. E un loc mult mai plăcut pentru o familie, spre exemplu. Sunt foarte mulți copii aici, foarte multe case, dar și blocuri, cum o să vedem în curând. Și un lucru care îmi sare mie în ochi de fiecare dată când mă plimb prin cartierul ăsta este curățenia. E un cartier care, prin curățenie și prin spațierea asta de care spuneam, bate cu cei afară. Și foarte șmecher din punctul ăsta de vedere. Sigur, toate bune și frumoase, dar ca dezavantaje, în continuare ai nevoie de mașină. Ești dependent de mașină. Chit că există metrou, chit că există și transport în comun, tot e nevoie de mașină, pentru că agitația orașului e departe, nu ești foarte bine conectat și magazine, nu ai magazine la scara blocului, nu ai magazine în apropiere, trebuie să mergi la un supermarket, hipermarket care se află ceva mai departe, nu se află într-o rază de mers pe jos. Acum mergem să vedem apartamentul prietenului ăsta, să vă arăt cum arată un bloc de aici, un bloc care este din nou făcut în 2011, deci un bloc nou, iar prietenul ăsta al meu este al doilea proprietar, dacă nu mă înșel, și a cumpărat de curând apartamentul cu credit și cu prima casă și o să facem un tur. Asta este blocul din exterior. Un bloc nou care arată modern și foarte, foarte plăcut la privire. Thank you. Încă de cum intri pe scară, se vede clar diferența de calitate. Adică, dacă vă amintiți primul bloc în care am fost, cum arăta și cum arată ăsta, nu știu, e diferență de la cer la pământ. Avem bară metalică, avem gresie pe jos, avem pereții zugrăviți în alb. E altceva. Și cred că cel mai puternic argument legat de vecini și de faptul că vecinii sunt ok, faptul că oamenii au încredere să lase bicicletele pe casa scării. Adică eu n-am încredere să fac asta la mine în bloc, spre exemplu. Nu lași bicicleta pe casa scării, ții în casă. Dar aici lucrurile stau altfel. Deci ăsta e apartamentul de care vă povesteam. De cum intri în interior se vede cât de spațios e și se vede că are aerul ăsta modern, un aer curat și care nu e îmbâxit de vremurile alea de demult. Ăsta e, practic, ăsta e livingul. Cum intri de pe ușa principală, ai baia în față. Baia în față, baie din nou foarte frumos aranjată și o bucătărie open space, o bucătărie potrivită, să zic eu așa, pentru o persoană ca mine care nu prea gătește sau gătește foarte rar. Cred că cuvântul cheie aici este minimalism. De fapt nu e chiar minimalism, dar nu e chestia de hai să punem de toate, știi? Hai să punem o grămadă de lucruri într-un loc, e hai să punem cât avem nevoie. Ultima parte și poate cea mai importantă e dormitorul, locul în care dormi. Locul în care îți petreci o treime din viață dormind. Așa arată. Păstrează linia aia de simplitate și gust, și gust bun. Ok, n-aș spune că ăsta trebuie să fie factorul cel mai important, cum arată apartamentul și care e confortul în apartament, dar cu siguranță contează foarte mult să fie aerisirea asta, să placă ochiului, știi? Acum suntem pe terasă. Asta, practic, e vederea. Vedere care conține mult verde, se vede și un lac acolo în partea dreaptă. E plăcut faptul că nu ai un bloc de ciment în fața ta. Adică asta nu-mi place la mine, de exemplu, dacă vedeți, la mine se vede un bloc de ciment în față. Nu e plăcut și nu e nici cel mai drept bloc, e un bloc strâmb. E mișto cartierul, sunt super mulțumit de el. O să văd cu timpul, mai durează până când... Cât ai nu mă obișnuiesc.
Era destul timp încât să îmi dau seama dacă am făcut alegerea bună sau nu. Da. Cât o să dai pe rată? Rata e de în jur de 1400 de lei. El este Bogdan, salutare Bogdan. Salut. El este proprietarul, noul proprietar al acestui apartament. Mulțumesc. Și o să stoarcem puțin de întrebări. O să semnez săptămâna asta. Da? Da. Bă, felicitări. Ea e Stina și ne ajută foarte mult cu luminile. The human trepied. Mulțumim, Justina. Da, mă, Bogdan, bă, povesteam și doar că îmi place foarte mult cum arată apartamentul, știi? Și mi se pare o combinație foarte mișto și o zonă foarte mișto. Și ce vreau să întreb, în primul rând, două lucruri. Ce-ți place foarte mult la zona asta în care te-ai mutat de curând? Și ce nu-ți place? Liniștea. Uh-huh. Iar ce nu-mi place, o să e oarecum faptul că nu sunt atât de multe legături cu restul Bucureștiului. Uh-huh. Când a fost construit apartamentul ăsta? 2011, apartamentul, blocul. Adică ai căutat ceva să fie 2011 sau? Nu neapărat. M-am uitat oarecum la raportul dintre preț și ani. Găseam un apartament vechi la banii ăștia, dar locația era mai bună. Și mi s-a părut că nu merită să dau aceia bani pentru un apartament vechi. Pentru că sunt multe probleme de la instalații, vecini, aglomerații. Cât costă un apartament în zona asta? De la 1000 de euro pe metru pătrat în sus. Metru pătrat util. Ok, deci 1000 de euro pe metru pătrat. Da. Și prin centru cam cât e? În centru? Adică nu, într-un crângaș, să zicem, sau într-un apartament mai vechi. De exemplu, în zona în care am fost eu, în Tei, piața Iancu, unde stai și tu, găseam apartamente vechi, care au pe la 47 de metri pătrați, ceva de genul ăsta, cam la același preț cu ce era aici, care arătau cât de cât ok, în care nu trebuia să investești ceva bani la început. Și nu mi se pare că merită să dau acea bani pentru un apartament vechi. Deci era cam același preț pe metru pătrat. Da, cu ce vine aici. Dar numai că era ceva mai bine conectat acolo și aici e mai departe, dar arată mult mai bine și e zona mai ieșită. Exact, da. În legătură cu zona mai risită, am vorbit și cu niște vecini ceva, începe să aglomereze și aici. Da. Pentru că dacă ai când ai venit în coace, nu știu cu ce ai venit, probabil ai văzut tot mai multe blocuri de genul ăsta. Era local, să-l zic așa, să-l numesc, care stătea de ceva timp aici, zicea că e o problemă, pentru că se aglomerează și zona asta. Da, ai luat în calcul chestia asta, să stai într-un complex rezidențial. Da, când am căutat, am găsit. Erau multe complexe rezidențiale care aveau prețuri mai bune, dar erau la marginea Bucureștiului. Cred că mi-ai și arătat la un moment dat. Da, da. Nu? Pe ansamblu pare destul de frumos ce se face acolo. Sunt vreo 7-8 blocuri în aceeași curte. Dar când te gândești că sunt 7 blocuri de 10 etaje cu vreo 5-6 apartamente pe etaj, e oarecare agitație care nu știu dacă ar vrea să am parte de ea. Bă, cam asta. Vrei să dai un tur prin casă să prezinți tu? Oh, my ass was hurting me. Iosina ne-a ajutat să țină lumina și fundul ei o dura foarte tare cât timp stătea în acea poziție. Că ai primit și ți-ai pus casa la dispoziție pentru acești oameni care se uită la noi. Și mă bucur, sper că vă placă, mă rog, nu aștept la mine sau ceva. Și să stăpânești sănătos noua casă. Mersi, sper că când se publică sunt deja proprietar. Am vorbit cu Bogdan și de când am filmat interviul până când filmez eu clipul ăsta, deja a semnat actele și oficial proprietar. Felicitări, Bogdan, să-l stăpâne sănătos. Și acum trebuie să faci cinste, să dai multe petreceri la care să mă inviți. Cam asta a fost episodul de astăzi, sper că au fost informații utile și acum aștept părerea voastră. Vreau să văd care sunt criteriile voastre, vreau să văd dacă sunteți de acord cu ce am zis sau dacă nu sunteți de acord. Și ce urmăriți voi când cumpărați un apartament sau ce căutați, ce așteptați de la o zonă, ce e prioritar pentru voi. Și aștept toate părerile astea în comentarii, cu siguranță mă ajută și pe mine, dar și pe alții care sunt în aceeași situație. Zi faină, weekend fain, săptămână faină, lună faină, an fain. Eu de aici mă retrag, Cristi, nu uitați să vă abonați, să dați un thumbs up, tot acum ăsta și pa, pa!